doliu în lumea filmului. A murit cel mai iubit actor. Este vorba de actorul american Greg Finley, cunoscut pentru că și-a împrumutat vocea unor personaje din filme de desene animate precum Robotei și din filme și seriale celebre, inclusiv Dosarele X și Men in Black Yee. A murit din cauza unor probleme de inimă, în timp ce se afla în vacanță la casa unui membru al familiei. Născut pe 8 mai 1947, într-o familie de artiști din Los Angeles, Finley a luptat în războiul din Vietnam după ce a absolvit liceul, în 1965. După serviciul militar, a devenit vânzător de mașini. Abia în 1971 a început cariera sa în lumea filmului. Președinte al Breslei Teatrului Canyon din Santa Clarita. Finley și soția sa, Patricia, au produs, regizat și jucat în sute de producții scenice comunitare, cu o carieră care se întinde pe zeci de ani, cu diverse roluri. Finley, cunoscut ocazional sub numele de Guy Garrett, a intrat în show business ca actor cu roluri mici în filme cunoscute precum The Night Stalker, 1975, și, în 1981, Flo și The Misadventures of Sheriff Lobo. Finley și-a împrumutat vocea și pentru alte proiecte cinematografice, inclusiv pentru Hannah Montana, The Movie, Night At The Museum, Battle of the Smithsonian și pentru filmul regizat de Baz Luhrmann, Marele Gatsby. A făcut parte din compania de casting a lui Barbara Harris, The Loping Group. Finley s-a retras în 2018, lucrând doar ocazional la proiecte precum Casa Zgomotoasă din 2021 și, anul trecut, pentru Regele care nu a fost niciodată de la Netflix.